Peste 2600 de infecții respiratorii s-au înregistrat săptămâna trecută în județul Suceava. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică spun că numărul se menține constant, făcând referire la aceeași perioadă anului trecut. Dintre cele 2600 de cazuri înregistrate, 121 au avut nevoie de internare. Grupa de vârstă cea mai afectată de infecțiile respiratorii este 5-14 ani. Conform statisticilor transmise de medicii de familie și de unitățile sanitare cu paturi, în cursul săptămânii trecute au fost înregistrate la nivelul întregului județ 2108 infecții acute a căilor respiratorii superioare, cele mai multe fiind la grupa de vârstă 5-14 ani. De asemenea, tot aceste structuri au raportat un număr de 538 de pneumonii acute, dintre care 80 au necesitat spitalizare. De remarcat faptul că grupele de vârstă sunt mici pentru persoanele spitalizate. Deci, după cum se știe, la copii răcelile pot provoca complicații și de aceea pediatrul recomandă internarea pentru a-l urmări. Aceștia se pot deshidrata sau apar alte probleme care pediatrul trebuie să le țină sub observație. În ultimele 3 săptămâni de raportare ne menținem, comparând cu anul trecut, la aceleași cote de raportare. Deci avem cam aceleași raportări față de anul 2012. Deci nu sunt variații mari privind numărul de îmbolnăviri. Din fericire, nu s-a înregistrat până în prezent niciun caz de gripă în județ. În depozitele Direcției de Sănătate Publică Suceava nu a ajuns nici măcar o doză de vaccin antigripal. Cine dorește să se imunizeze contra gripei, trebuie să-și achiziționeze singur vaccinul din farmacii contra cost. La nivelul județului Suceava nu s-a raportat încă nicio afecțiune compatibilă cu gripa sau caz de gripă confirmat ulterior cu laboratorul. Cum stăm cu vaccinul? Pentru moment, Ministerul Sănătății nu ne-a transmis nicio repartiție. După cum se știe, noi am solicitat anul acesta 35.000 de doze. Având în vedere că vârful sezonului, cum se spune, este undeva în luna ianuarie, începutul lunii ianuarie până spre martie. Este timp să facem acest vaccin. Deocamdată recomandăm ca această vaccinare să fie făcută de persoanele din grupele de risc prin achiziție de la farmacie și, bineînțeles, la recomandarea și sub urmărirea atentă a unui cadru medical.